Salut și bine te-am regăsit la un nou episod din The Crew Motor Fest. Episodul acesta vom vedea dacă avem modificări diferite pe M5 față de ce aveam în The Crew 2 și vom continua playlist-ul pe care l-am început noi data trecută. Haideți să mergem să îl... upgrade! Upgrade și putem schimba piesele. Cum de n-am văzut eu data trecută? Nu știu. Bun, avem așa, front bumper-ul, avem acum... ne pune... nu, niciun caz. Niciun caz. Deci noi aveam 2-ul. Nu aveai înainte asta cu farurile, că 100% le puneam. Cred că nu aveai înainte asta cu farurile, sincer să fiu. Îmi place, îmi place. Ah, ba da, o aveam deja, de ce a zis echip? Front fender aici nu avem nimic nou. Jante. Nu avem nimic de la BMW nou. Le vom lăsa pe acestea, aici lăsăm așa. Oglinda nu avem nimic. Pragurile nu avem nimic. Wing-ul pe spate nu avem nimic. Și... spatele, mi s-a închis telefonul. Asta niciun caz. În niciun caz. Deci avem cu evacuările mai mari, doar că ne adaugă și linia aceea, care pe mine, unul sincer, nu mă prea câștigă. Interiorul cu roșu. Ok. Nu știu care era treaba, hai să-i schimbăm și o culoare. Arată destul de bine. Gri, deja am făcut Porsche-ul gri. Îl vom lăsa așa. Și ce mai putea noi să-i punem? Stai așa la Vanity, dar deja avem din ce văd. Aici avem geamurile fumurii. A apărut ceva ațipilde pentru mașină. Ia să vedem. Avem astea așa care sunt standard. Avem în top. Păi și ce avem în top? A, îți spune număr și ăsta îți face geamurile negre. Cred că sunt importate. Ăsta e destul de tare cu plafonul așa. Sunt importate, cred că din... asta de... destul de tare, fii atent. Și să face mașina albă. Cam asta ar trebui. Ia, sunt curios cum arată. Ia uite-l. Pă nebun. Se arată destul de tare. Hai să mergem cu el să vedem. Trebuie să ajungem noi... trebuie să-i dau drive. Am uitat. Îl avem aici și ne apare acum. Ne apare așa. Ce nebunie. Arată destul de bine, nu să mint. E interesantă ideea. Avem un kilometru până acolo. Haideți să vedem cum funcționează mașina. Nu cred că avem modificări pe ea. Am văzut piesele destul de stoc. Ce e destul de nasol e că țipildul ăla e mat. După care vine albul lucios. Și dă așa. Plus plafonul mat. Discutabil modul cum arată. Era frumos acolo. Dar o vom lăsa de dragul. Ar mai pierde timp, o vom lăsa așa, avem noi 900 de metri până la următoarea cursă. Și o să mergem noi să le facem, iar slalom pe aici. M-a intrat eu odată într-un slalom de ăsta și nu m-a dat la cursă. Așa că nu contează de slalom de astea. Uite-l pe al meu cu ce trăgea. Ok, am trecut. Haideți să mergem înapoi aici să vedem, chiar sunt curios, ne deblochează ATV-ul sau nu ne deblochează ATV-ul? Apropo, dacă vă place, cum poți să ieși din eveniment? Abort. Dacă vă place și doriți să mă susțineți, o puteți face chiar acum apăsând butonul de apreciere. Ok, acum înțeleg de ce erau oamenii cu asta. O să dăm noi prima oară, o să urcăm. O să urcăm așa. Event difficulty. Ok. O să urcăm așa, urcăm câte una. Era deja, nu? 13. Urcăm câte una ca să vedem cam până unde suntem noi, știi? Să nu exagerăm, să dăm prea mult după să nu mai avem ce să facem. Fii atent că e un drum pe acolo, deci poți să ajungi cu mașina. Uite-i pe mei ce conduc. De ce e o motocicletă într-o cursă cu mașini? Oarecum nu este foarte corect. Acum depinde pentru cine, nu știu, vom vedea. Fii atent ce mașiniță. Asta cred că dacă pui mulți cai pe ea face Willy. Roțile astea 100% mașina asta face Willy. Haide să-i depășim pe băieții ăștia. Văd că... opa. Ne zice. Ne zice el ceva pe acolo. Dar cine are timp să citească? Să... laudă. Suntem concentrați aici. Nu știu dacă pot să trec prin alea. Mi-e frică să... mi-e frică să nu facem... am sărit de toți banii. Să facem ceva, să
stricăm cursa. Lasă, avem. Suntem la 7% abia. Avem tot timpul din lume să câștigăm. Bazați-vă pe mine, bazați-vă pe mine, că șofer adevărat aici. Despre ce vorbim? Hai să-l depășim pe mici, pe noua. Hei, mașina aia am avut-o și eu în decur 2. La, cam la fel făcută, doar că avea vreo 1000 de cai. Aici nu cred că au foarte mult mașinile astea. Mamă, dar frânează. Dar nu virează. Deci pe frâne 10 din 10, pe curbe 3 din 10. Stă foarte bine pe frâne mașina. Nici nu prea trebuie să frânez. Asta scade foarte mult din frână de motor. Fii atent, acum observ. Îi scade viteza groaznic din frână de motor. Mamă, imaginează-ți off-road-uri cu motociclete, cu astea, pe harta asta, cât de bine arată. Plus, bărci. Bă, păi e prea genial cum arată. Suntem pe o insulă, înconjurați de alte insule. Sunt curios dacă poți să ajungi la insulele alea, să te duci cu barca. Oare poți să te dai jos din mașină? Asta n-am încercat. Cum ar fi ca în versiunea finală a jocului să poți să te dai jos din mașină? Îmi faci carmituri, te dai jos, te plimbi. Mamă! Imaginează-ți cât de tare ar fi chestia asta. Ok, deci mai trebuie să urcăm un punct la nivel, pentru că văd că încă mă descurc foarte bine. Cum să nu mă descurc eu foarte bine, îți dai seama. Imaginează-ți totuși scenariul ăsta. Cred că mare parte cei care se joacă 5M pentru mașini se mută aici, îți faci carmiturile aici, nebunie, frumos. Acum nu știm cu cerințele la calculator, dar având în vedere că suntem în beta și bă, mă joc cu totul la maxim, avem 60 stabil, filmez, care mai mănâncă și ăsta. Eu zic că jocul ăsta ar rula, cred că și pe un 1080 cu un i3, o generație nouă, 1060. Pardon, placă video 1060, cred că ar rula, acum îți dai seama, nu cu acelea setări grafice, dar fac așa o mică de asta, mie mi se mișcă super ok, nu-mi scade din 60. Opa, mamă, mi-a spart ochii. Deși a ieșit o poză foarte frumoasă, mi-a spart ochii. Deci să terminăm noi aici, 40%. Iar că a zis că vom face o plimbare pe insulei. Chiar asta vom face și ne-a ales și timpul în care să se vadă așa lumina, știi? Adică e destul de frumos. Ce văd în schimbarea asta cu străzile? Nu se încarcă direct, dar repet, suntem în beta. Tot ce vedeți aici nu este rezultatul final al jocului. Jocul se va lansa în 2 luni, cred. 3 luni. Acum depinde de ei, dacă nu dau delay. Ceea ce e destul de ok. Destul de bine. O să avem un joculeț cu mașini destul de tare. Și motociclete, și bărci, și avioane. Opa. Și atenție mare în caz de o să intrați pe jocul ăsta și a jucat și doi, puteți să vă importați mașinile, să nu dați să începeți direct de la zero. Bine, mai târziu poți să dai să-ți importi mașinile, să le aduci în joc. Dar în schimb dacă dai, asta e bine, oarecum are o logică, dacă dai să-ți aduci mașinile, nu mai poți să te întorci la fresh start. Acum, sincer, eu mi-am luat mașinile și o să mi le iau și versiunea finală a jocului, deoarece sunt mașinile muncite de mine, am făcut curse, am strâns bănuți și ce am făcut eu ca să le am, mi-aș dori, evident, să le am și aici, ca să nu mai, pierdem timpul, să zic oarecum, pentru a le obține încă o dată, din moment ce noi avem, le avem și avem posibilitatea de a le pune aici, mi se pare genial, dar sunt curios acum. Toate mașinile obținute până în sezonul ăla. Deci probabil ce te pui acum să obții, nu mai știu care sezon, ce te pui acum să obții nou, cred că nu va fi importat, că probabil poți să te pui farmezi și astea și îți aduci foarte multe mașini aici, pe care le are și jocul acesta, evident. Dar cel mai probabil că am văzut mașinile pe care le obțin până în nu știu ce sezon. Și ce am văzut, nu ne vin cu piesele, piesele de performanță, nu le avem aici. Avem vanity-urile, avem upgrade-urile vizuale deja cumpărate pe ce ai cumpărat. Și atât, piesele, va trebui să faci din nou curse, să muncești pentru a le avea înapoi, ceea ce mi se pare destul de în regulă, pentru că erau oameni care deja aveau niște piese pe acolo ultimele și oarecum ți se taie puțin și cheful de a juca dacă le ai pe toate. Mă gândesc că probabil și de asta un fel de wipe la piese, dar mie mi se pare foarte tare că poți să-ți aduci mașina. 74%. Let's go.
Da, e, trebuie să mai mărim dificultatea, că pare că mă plimb, nu că fac cursă. E destul de ușor, dar o luăm treptat, că am zis, nu știu nici eu ce și cum. This is the beast side, Kane Ohe, land of resources in ancient times. Pretty developed now. Check it out though. Not a bad place to live, huh? Check out Manoa Canyon. That's my favorite part of the trail. Cliffs with waterfalls, so peaceful. Right time. Uite cum arată zona asta. Efectiv, poți spune că mergi pe sub munți? Oarecum pe sub ei, că vine așa puțin peste drum, dar arată genial, genial. Mamă, cât de mare muntele. 98%, imediat finish-ul, 99%, dacă ne-am băut la apă. Pardon, am băut foarte mult apă. Cât timp am făcut cursa asta și ați văzut voi skip? Le-am tras cu apă. 7 minute. Ia să vedem, am ieșit primul, așa, facem imediat level, mai avem o cursă, cred, 33.000 pentru cursa aceasta, foarte bine. Avem aici niște piese rare și uncommon. Piese mai bune. Cu câte piese îți dă? Destul de multe. Piese mai bune vom primi odată ce vom face cursele pe dificultăți mai mari. Haideți să vedem unde ne pune următoarea cursă. Deși aș dori să mai modificăm noi o mașină. Să vedem. Pentru că asta n-a avut foarte multe modificări. Haideți să vedem. Și o și schimbăm. Ia să vedem noi ce nu avem modificat pe aici. M8-ul oare, dacă, hai să vedem dacă are modificări diferite. Avem 6 upgrade-uri, se pare, putem să le punem. Nu are un buton să poți să-i dai, era tare, să spună cele mai multe, cele mai bune piese. Asta era o chestie foarte tare. Avem, ba, asta era, nu știu, dar arată bine, e destul de mult. Te lasă să mergi direct în față. Nu știu dacă chiar aveam 15. Mamă. Arată bine asta. Arată bine. Mamă, ce jantă are modelul ăsta de BMW. De ce nu le găsești pe toate modelele de BMW jantele astea? Ar trebui, nu? Adică ce bine i-ar sta la M5. Să astea, fii atent. Nu sunt fan, deci nu vom pune. Aici wing-uri mari, nu sunt fan, iarăși nu vom pune. Asta arată bine față de asta. Deși parcă asta e puțin mai sport, cum vin alea pe acolo. Arată bine ambele. Cred că full black, da. Bine, carbon. Interiorul l-am albastru, nu știu de ce. Fii atent, arată tare. O să-l facem cu alb, să-i dea așa. Băi, ce model, fii atent. Materialul nu putem să-l schimbăm, inserțiile nu putem să le schimbăm. Lăsăm așa. Și haideți să vedem noi dacă avem ceva pe partea asta, dacă a făcut cineva ceva, dar posibil să ne ia din celălalt joc, ia top. Avem aici cu linia, avem full black, avem ăsta de polis. Cam astea sunt toate pentru mașină. O vom lăsa așa. Culoare. Avem alb, avem ăsta, gri. No, este foarte bine pe gri. Dar gri șobolan ăsta, așa.
Gata, hai să mergem.